Atlantia vivere, Agartha vivere. Vă voi spune astăzi despre ce este vorba. Sunt doi Terchea Berchea, Nicu Rus din Bârlea City și Laurențiu Marin din Cluj, care vor să împartă Sfântul Pământ al Ardealului între ei doi. Cu această ocazie, ei, mă rog, au aflat că taimă criminal, nu știu ce, sau poate că nu, poate ei au un scenar, dar nicio importanță. Scopul lor politic este de, pentru că eu n-am fost acolo, nu am de unde să știu, numai din spusele lor. Scopul lor politic este să mă depostez pe mine de titlul meu de țar. Că așa mi-a spus Nicu, mi-a spus, da, tu trebuie să rezumi la toate titlul nobilaj de duce, de mare duce, de prinț, mare prinț, de rege și împărat și de țar și să mi le dai toate mie. Chiar așa au zis. Și-o văd pe maică mea și-o scos pânzură și-o spinte că și că mă omoară pe mine că îmi mulge limba, îmi scoate ochii, îmi taie pula, nu știu ce, că am o pulă mai lungă și vreau să mai mare ca lui. El are o pulă așa mică și-o și scos pula în fața mea. Și are un comportament nedemn de nobil, eu nici nu-l consider nobil, dar la presiune mai mi-am dat titlul de marchiz, de conte, deci duce l-a făcut, a zis că na, că tu, maica mea nu știa că bunica mi-a dat titlul de prinț, a zis, nu, te duc la titlul de conte, îți iau titlul care ți-o da maica mea, că maica mea nu e maica mea, că a fost dragon cu două capete și tac m-a decapitat pe maica mea, care, cea care m-a scos pe pizdă când m-a născut și asta altă care vrea să mă avorteze, a rămas și de-aia, numai când era mic și plecam la școală, numai câte o feliuță de pâine unsă cu unt îmi dădea și tot timpul eram înfometat și mă duceam la bunica ca să mă țin astea două pizde sub papucul lor. Și și asta mi-a zis că eu trebuie să renunț, că i-am zis, eu nu sunt responsabil pentru faptul lui tăi, că noi nu trăim în Imperiul Klingonian și prin urmare nu am niciun motiv să renunț, da. Mi-au pus mâna în cap și au furat și acum tot trebuie să mă lupt cu ea din sat ca să le conving pe la două fete de acolo, că eu sunt voievodul din sat ca și nu. Ei vor să fie independente sat. Declar independența publicii sat ca față de Rusia. Și o să ne unim cu Krasnask, o să îl omor pe asta, o să ne unim și o să fie o Siberie mare unită. Bun, și ăsta, tâmpitul ăsta, e foarte agresiv. Mă zice, așa tot timpul când spun ceva, zice, da, știi ce o să fac eu cu tine? O să te omor, o să te bat, o să rup picioarele, îți dau pe ăsta genunchiul bolnav, nu știu ce. Păi dacă mă duc eu și-l spinte cu toporul pe ăsta, pe amândoi să mă duc cu toporul ăla, sau cu sabia. Primul dragon lovit cu sabia în 7000 de ani, 7000. O să fie sau Nicu Rus din Bârlea City sau Laurențiu Marin. Că eu am 5 dragoni în mine și pot să îi lansez oricând să pârjolească Clujul. Nu vreau să ajungă toți din care sunt în, sub pământ, în Agartha, în țaratul meu, să ajungă sub influența acestor doi dobitoci. Pentru că lucrurile astea se vor merge și în... Sigur că eu o să spun, nu-ți dă nimica, numai fiul tău să fie, tu n-ai dreptul să fii, că chestia de onoare, dar... O să meargă și o să pună una pe putere, așa cum vroia, că mi-a zis în față Nicu Rus din Bârlea City, dacă vrei ce să emigrezi din România, te omorâm. Dă-ne voia că vrem să te băgăm la nebun. Tu n-ai nimic la genunchi, dai la cap, te băgăm la nebun și eu vin și îți vând calculatorul, îți vând mobila, nu știu ce. Deci ăștia sunt țăranii ăștia, împuțiți ăștia, țiganii ăștia și... Da. Mă scuzați-mă, sunt destul de obosit și... Am multe lucruri de făcut astăzi. Ascult niște videouri de Britney Spears. Nu vreau ca asta se ducă la distrugerea Agartha. Eu iubesc Agartha. Nu vreau. Știu că ea... Vreau că noi suntem non-violeți, suntem dragon cu 4 ore, 4 picioare, nu știu ce. Îmi cer scuze față de ei pentru ce s-au dat în trecut, dar... Totuși, asta este o altă chestie. Nu pot să-i las chiar așa. Ei vor... Și banii care primesc eu din Agartha pentru și titlurile mele să mi le ia, să-mi ia banii, să-mi ia palatele, să le împartă între ele. Absolut pe nemeritate. Toți ăștia care nu au făcut nimic pentru țara să ne niciodată în viața lor, vin și îmi dau mie lecții. Și mă umilesc și îmi distrug mâna, piciorul, îmi scot dinții din gură, trimit poliția la mine acasă, fac plânge la poliție împotriva. M-am făcut și eu plângeri împotriva și la Laurențiu Marin și Alin Cruz în Bârlea City. Așa. Să se știe războiul care există între noi. Ardeal, Transilvania vor fi unite. De ce să fie aici mai mulți? De ce să fie niște tâmpiți nenorociți care îl condamnă pe taică-mă și se unesc cu dușmanii mei împotriva mea și vin cu vorbe mieroase la mine și după aceea caută să-mi dea în cap să fure 10 milioane de euro de la mine sau mai mult?
Păi ce să fură de ei munca mea când ei nu au făcut nimic? O să vadă, toată lumea o să vadă când eu nu o să mai fac nimic, acum ce rău o să le fie. Adio.